122. L-am scos pe 122, l-am pus în față. Deci a rămas... A, a rămas 4. Așa, 1 plus 4. Mie îmi place 102, la mulțire. La care mulțire? 128 la 4. Așa. Și pe urmă, duci 102, mai 128 ăsta era, nu? Nu, nu mai încă niciun 128, că am dat 128 la 4. Bun, dar nu mai fost 128, 2 la 7. 2 la 7. Deci rezultatul, dacă vrei, final... 128 plus 512. Așa. Rezultatul final, 128 plus 512. Care însemna 0, 4 și 6. 640. 640, da? Iar eu știu cât este egal mai departe. 128 pe culoarul meu, ori 5. Că 1 și cu 4 fac 5. Și acum mulțesc cu 5. 5 ori 8, 40, 0 și 4. 5 ori 2, 10 și 4, 14. 5 ori 1, 5. Și cu 1, 6. 640. M-a ușurat și așa rezultat. Găsim rapid. E foarte tare chestia asta. Distributivitatea de aici. Distributivitatea asta este o șmechelie nemaipomenită. Că atunci când avem o sumă de mai mulți termeni, ne uităm ce factor comun este, adică ce care e comun tuturor, și pe ăla scoți în față. Deci, îndată, din 2 la 9 l-am văzut ca fiind 2 la 7, ori 2 la 9. Poftim? Sunt dezamăgit de mine. De ce? Că e mult mai rapidă șmecherie. Tu ai văzut să muncești așa și să faci chestia aceea și... Eu uite, dacă eu îți dau așa, zicem, 2 la puterea a 12-a plus 2 la puterea a 10-a egal cu. Tu faci 2 la 12-a. Ia să vedem. Bătălie, profesor Nelson Ștefan. Deci, să faci 2 la 12-a. Ai putea să nu muncești chiar mult? Că tu știi pe 2 la cât ai ști făcut de-aia. Fac pe 2 la 10, că fac 12 mulțit cu 2. Așa, că 2 la 9 l-ai avut, nu? Deci zici acum 2 la 9, a? 512 împărți. Ori 2. 4, 2 și 1004. 1024. Deci ar fi plus 2028. 1024 plus cât? Plus 2028. 2048. Mulțit cu 2. Deci 9048, deci aici înseamnă 2 la 10, a? Ori 4, mă, ori 2 la 2. Ai tot zis 2 ori 2. Da. Da? Dar 2 ori 2 fac 4. Adică 1024 plus... 4096. 1024, eu zic 1024 plus 1024, ori 4. Și 1024 îl văd comun. 1024 îl văd factor comun. Și scotem factor comun, 1024. Ori 5. Că 4 și 1, deci este 4 plus 1. Ori 5. Și egal mai departe cu 1024. Ori 5. Care face 5 ori 4, 20, 0 și 2. 5 ori 2, 10. 10 și 2, 12. Da. 12, care e deja 0, nu? Da. 5 ori 1, 5. 5120. Domnule profesor? Da. Vă provoc la un exercițiu. A dumneavoastră vă spus mine. Bine. Hai. 2 la 14 plus 2 la 15. Nu, 2 la 14
14 plus 2 la 13. Deci 2 la 14, 2 la puterea 14 plus 2 la cât? 13, zis? Da. 13 și plus 2 la a 12. Da, o mai pun într-o. Hai să muncește. Ia să vedem eu cum îl fac. Să vedem. Hai, Ștefan, că poți. Ia să vedem. Eu șterg tabla, mă mai ieși. Așa și vezi tu cum te ajunge. Tu muncește, dă-i, dă-i și dă-i și dă-i și dă-i. Vă aștept. Dar și l-ai făcut deja? Nu. Da, deja am început. Am început, dar eu sunt gata. Deci 2 la puterea a 12-a, ori 2 la a 9-a, e 2 la 14-a, să așa. Plus 2 la puterea 13-a, nu de 13, de 12, ori 2 la 1-a, plus 2 la puterea 12-a. Văd că am factor comun 2 la 12-a, peste tot. Eu scot în factor comun 2 la puterea 12, pe lângă 4, 2 la 2 face 2 la 2, plus 2, plus 1. Face 2 la puterea a 12, ori 4 și cu 2, 6 și cu 1, 7. Cu 7. Deci, cum pe 2 la 12 l-am calculat mai înainte, cât o dat 2 la 12? 35.740. Am terminat. Deci 2 la 12 ar da-i înfiesc tabla. Deci 2 la 12 îl știam de data trecută. Era 4.000 și cât era acolo? Era 5.120. Era 5.120? 2 la 12? Păi 2 la 10. 2 la 10. Ori 4. 2 la 12. Și face 1024. Ori 4. 4, 4, 16, 4, 2, 8. 1, 9. 4096 face. Ori 7. 4096. Ori 7. Nu, 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 nu. 4096. 96. Nu. Yes. Și este citit. 4096. De 6, 7, 4, 2, 4, 7, ori 9, 63. Nu. 67. 7, 4, 28. 1 și 2, 8 și 34 de mii. Mi-a dat doar atât. 28.672. Tu ce rezultare ai? Deci, iată, cât de clar am făcut eu. 2 la 12, 2 la 14, zic 2 la 12 ori 2 la 2, ca să ajung la 14. 2 la 12 ori 2 la 2. Exercițiul meu a fost greșit de la început. Plus 2 la 12 ori 2 la 1, plus 2 la 12, las așa. Am factorul comun peste tot. 2 la cât este peste tot? Da? Peste tot este 2 la 12. O scotem factor comun, pun în față, și din primul mi-a rămas 2 la 2, din al doilea a rămas 2 la 1, și de aici mi-a rămas 1. Să înțelegi, 1 acolo. Și atunci, rezultatul este, hai să terminăm, nu mă întreb în timp ce explic. 2 la 2 pe lângă. 2 la 2 din primul, 2 la 1 și plus 2, plus 1. Și faci 2 la 2 și 7, că e 4 plus 2, 6 și 1, 7. 2 la 12, 4096, 7, 28.672. Cred că exercițiul meu a fost greșit.
De ce? Pentru că a calculat că 2 la 12 face 5120. Păi povestea ta. De ce? Nu ne aventuriem repede. Uite, dacă ți-aș da capul următor, să se calculeze expresia. E egal cu 2 la puterea 23 ori plus 2 la puterea 22 plus 2 la puterea 20, totul supra 2 la puterea, hai să spunem, 21. 2 la puterea 21. Ce mai faci tu aici? Să nu spui că te apuci de 2 la 23, că eu plec de aici la ore. Plec, mă plimb. 2 la 23 ca să calculez, este enorm. De mai. Numai la 2 la 12. De fapt, da, cred că o să stau să calculez aici. Păi 2 la 12 mai devreme ne-a dat 4.000 și cât? 4.096. Stai un pic. 2 ori 12, care face 24. Cum ori 12? Și eu trebuie să fac 24 ori 4.096. Poți să fie 24. Păi e enorm de mare. Știu. Deci, dar am altă soluție. Deci noi era 12, a? Și până la 2 la 23 cât mai e? Mai 2 la 11. Că 12 și cu 11 fac 23. Deci trebuie să calculezi și 2 la 11. Și 2 la 23 ori 2 la 11, a? Adică 4.096 ori 2.000 și nu știu cât e 2 la 11, 2 la 10 e 1.024. 2 la 11 fac 2.048. Și acum ar trebui să mulțești 4.096 cu 2.048. Și noi dăm numărul acela. Enorm de mare. Și dumneavoastră să mulțești 2 la 22 și zic, nu, dragule. Păi ce fac aici? Când fac și 2 la 21, le adun numele cele colosale și când împart, te prinde miezul nopții. Dar dacă ești mecher și ai înțeles lucruri cu putere, în loc de 2 la 23, zici 2 la 20, că ăsta e cel mai mic. 2 la 20 și cât mai rămâne până la 23? 3. 2 la 3, a. Deci hai să scrim așa, că asta e șmecheria. Deci egal cu 2 la 20 ori 2 la a treia. Deci 2 la 20 ori 2 la a treia. Plus, spune-mi tu la următor. Plus 2 la 22. În loc de el, cât să 20, zic? 2 la 20 plus... 2 la 20 ori? 2 la 2. 2 la a doua. Plus 2 la 20. Lasă așa, 2 la 20 ori 1 ca să fie acolo. N-are important, nu se poate când. Totul supra. 2 la puterea 21. 2 la 20 plus 1. Ori 2 la 1. 2 la 20 ori 2 la 1. Da. Și încă mai departe. Acum vedem ce factor comun. Care este factorul comun peste tot? 2. 2 la 20. Da. Vedem. 2 la 20 e comun. Și îl scoate pe acesta cu un factor. Și zice, e egal cu difracții. 2 la 20. 2 la 20. Pe lângă 2 la 2 au rămas. Da. Vorbește tu ce mai rămas. Pe lângă 2 la 2. 2 la 2 nu ori. Plus 2 la 3 plus 2 la plus. Deci 2 la a 3 e la primă. Eu am greșit. Deci 2 la a 3 plus 2 la a doua, ai zis tu. 2 la a doua și plus 2, plus 1. Plus 1. Totul supra, 2 la 20, ori 2.
Ori 2. Păi era, era 2 la 1. Da, da. Ori 2. Și cam mai departe cum? 2 la 3 ar face 2 ori 2, 4. Deci lăsăm 2 la 20. Dar 2 la 20 cu 2 la 20 simplifică. Sus și jos. Da? Trebuie să învățăm simplificările că nu le prea știu. Păi acum gândim imediat. Deci am simplificat. Și îți arată exact acum. Și mi-a rămas acum. Mi-a rămas 2 la 3 care face câte? 2 la 3 8. 8. Plus. 8 plus 4. 4. Plus 1. Plus 1. Totul supra? 2. 2. Atât a rămas. Da. Adică 13 supra 2. Adică 13 supra 2. Asta e calculul. Care înseamnă... Ei, cât înseamnă? Hai zi, zic cât înseamnă. 6,5. 6, putem zice 6,5, mai zici tu, sau 6 întregi și o doime. Cam, știm și asta, nu? Da. 6 întregi și o doime. Și o doime. Acesta este rezultatul. Păi, tu îți dai seama ce încărsenat să calculezi tu numărul acela? Ce riscuri mari ți asumai? Să greșești la mulțire și numărul era... Deci 2 la 12, cât am scris 2 la 12? E făcut aici 4096. Da. Și 2 la 11 cât va veni? 2 la, cât 2 la 23, deci 2 la 23, ar fi fost 2 la puterea a 12-a, ori 2 la 11. De acord? Că fac 23 la 2 exponenții. Și atunci, 2 la 11 făcea 4000 și cât am zis? 4000. Spune tu, 96, ori 2 la 11, 2 la 10 era 1024. Da. Și 2 la 11 cât este, dacă? 2 la 11, 1024 ori 2. Adică 2048. Da. Ori 2048. Păi, ia să mulțești tu numărul ăsta. 4096 ori 2048. Îți dă 428 și urmat de 60 cifre după aceea. Deci dă vreo 8 milioane, 9 milioane. Ia, să văd. Ia vezi. 8, 4, 8, 9, 72 plus 4, 76. 7. 4, 2, 9, 4, 36, plus 2, 38, 8 și 3, așa, 3 și 16, așa, 12, 2 și 1, 18, plus 1, 19, 1 și 8. Așa, 14, 18, 10, 17, 5 plus 5, 6 plus 9, 15, 5 și 1. 1 plus 6, 7 plus 3, 10, 905.708. Deci, la înmulțirea asta, 4.096. Am stat ceva. Înmulțit cu cine? Cu 2.048. Da. Tu spui că ți-a dat ca rezultat, așa ți-a dat ție. 905.708. Păi, dar dacă ai greșit. E foarte important să, să mulțești cu multă grijă, cu atenție, dar să și estimezi.
Eu am estimat prin rotunjire ca și cum ar fi fost aici 4 milioane, înmulțit cu 4.000, pardon. 4.000 înmulțit cu 2.000. Da. Și 4 ori 2 fac 8. 8. Și 3 zerouri le-am de aici, și 3 zerouri de aici, și ar fi fost după mine 8, urmate de 6 zerouri, 6 cifre. 3 de aici și 3 din partea asta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și de ce am estimat că e cel puțin 8 milioane? Deci vezi? Te-am bătut rapid cu rezultatul ăsta. E greșit complet. Tu ai 905.000 și o spun despre 8 milioane. Cel puțin 8 milioane. Că am rotunjit prin lipsă aici. Deci, în momentul de față, mai mult de 8 milioane, dar nu cu mult peste 8 milioane. Ceva, cifrele astea aici sunt, zerourile astea sunt umplute cu niște cifre. Dar între a spune 905, adică nici nu la 1 milion mai ajuns tu. Nici la 1 milion și eu am estimat 8 milioane, mai mult decât 8 milioane. Deci, greșeală foarte gravă, foarte gravă. Și ai muncit acolo. Și acum tu spui, păi da, eu am muncit cu un corect. Cum din mine? Vrei să începem împreună? Da. Hai. Deci 4.096. Da. Ori, luăm din nou, că îți dai seama că e greșit. Acum nu-ți mai încape. Nu mai încape aici. Așa. Știi că am scris mai ușor. Da. 2048. Ia să scrii și mai mic și ordonat. Și începe să vorbești. 48 și 4. 8 și 4, da. 972 plus 476, 6 și 7. Tot 00 plus 7 și 7. Păi, așa. Dar când vezi că e 0, de data ai zis 8 ori 9, 7, 2 și cu 4, 7, 6. Pun 7, 6 deodată, că se subînțelege. Nu mai lasă mai departe. 6 ori 4 ori 4. N-am terminat cu 8. 8 ori 4? 32. 32. Deci atenție. 6 ori 4 ori 94. 4. 4 și 2. Da. 8 ori 9, 72 plus, adică... Cum 8 ori 9? 4 ori 9, 36. Plus 8, 2, 38. 8 și 3. 38 deodată, pe 0. 3. 4 ori 4? 0. 4 ori 0. Da, dar eu nu mai zic 4 ori 0, am pus deodată 38. Că am sesizat că îți urmează 0 și mai. 4 ori 16 plus 3, 19. De unde plus 3? De la... Păi l-am consumat, păi, pe la 3. 4 ori 9, 36 și cu 2, 38, 8 și 3. Cum ai zis, 4 ori 0, 0 și cu 3. Deci 3 aici. Deci e consumat, nu mai am niciun 3. Deci 36. 38. Hai și încă o dată. 4 ori 6, 24. Da. 4 și 2, da? Da. 4 ori 9. 4 ori 9, 36. Plus 2, 38. 8 și 3. Da. 4 ori 0, 0 și 4, 3. 0, 0. 3. Dar eu am zis deodată, 4, 9, 36 și cu 2, 38 și am zis 38 deodată scris acolo. Da. Și acum 4 ori 4, 16, da? Bun. Cu ce cifre urmează să mulțesc acolo? Cu 0. Mai are rost să mulțesc cu 0? Fac o linie cu 0 ca să mă încarc de aiurea. Deci ce să mai fac așa? E timpul. 0, 0, 0, 0, 0, la adunare influențează alte 0 acolo? Nu influențează deloc. Adică facem un lucru ca să pierdem timpul? Mai bine pierd ca să pot să dau un rezultat corect decât să dau un greșit. Dar cu ce e greșit dacă eu știu că în momentul în care mulțesc cu 2, mă duc sub ea și încep să spun. Nu mă duc aici. Sub cifra cu care mulțesc. 2 ori 6, 12. Asta e mecanismul, nu? 2 ori 9, 18 plus 1, 19. Da. 2 ori
2 ori 0 1. Deci 2 ori 0 0 și 1 acela 1, i-am pus deodată 19, că nu așa, 2 ori 4, 8. 8, 10, 17. Deci 8, 10, de ce 17? Păi dar 17 că s-o mai adăugat de la 10. Păi 7 și cu 8 te face. A, 18. Cum 7 și cu 8? 15. Și cu 1 dinainte? Și cu 1 dinainte 16. 16. Tu ai zis și cu 2 probabil. 2 acela l-ai pus sub 8. Nu, dragule. 2 acela sub 5 la care mulțesc. Deci nu începe cu 2 din 8. De sub 8. Cu ce cifra am mulțit noi? Cu 2 ăștia. Pă da. Și atunci zici 2 ori 6, 12. Aici nu-l pune sub 8. Păi de așa l-am pus. Păi de ce l-ai pus acolo? Păi dar așa, așa făceam și noi la școală. Păi dar tu nu ți-a spus așa totdeauna când cu cifra? Niciodată nu mi s-a zis așa. Cu cifra cu care mulțim? Băi, dar tu știi. Dar cine o fi visat chestia asta? Cu cifra cu care mulțesc, acolo trebuie să-l pun. Cui o vin în minte să facă treaba asta? Eu pur și simplu nu înțeleg asta. Adică, o visa cineva și regulile și astea erau. Cum? Când o născocit acela să fac chestia asta așa? Acum, cât am la mulțire, am văzut-o, că e vorba de analele pe tată și... Dar hai să suntem la... Deci e 2 aici, așa zic eu. Nu-i 2, nu începi șirul de construcție la mulțirea cu 2. Păi da... A, stați un pic, dar dumneavoastră a spus 0, eu eram obișnuit să pun pe aceea 0 sub 8, dar n-am mai pus... A, păi tocmai n-am mai pus linia cu 0, 0, 0, 0. Și dacă n-am mai pus-o, că o puneam degeaba, pierdeam timp, și atunci m-am mișcat cu cifra care urma. Că pierdeam timp, că nu tot trebuie să scriu acolo, ca să pot să văd cu ce este egal. Da, și linia următoare tot de aici începea. Nu? La mulțirea cu 2, tu mai ai și un 0, 0, 0, 0, linie cu 0. Poți să pui cât 0 ori vrei tu, că tot nu influențează la adunare. Și atunci eu am ținut cont că trebuie să, cu cifra cu care mă mulți sub ea, sub coloana asta, cu pe 2. Adică 2 ori 6, 12. Când încep să construiesc numărul, de sub cifra respectivă, încerc. Da? Și acum, 2 și cu 3, 5 și cu 2, 7 și mai aveam, deci 5 și 2, 7 și mai era de aici parcă un 1, 8 trebuie să fie corect. Da, așa este, 8. 3 și cu 6, 9 și cu 9, 18, 3, 2, pardon, 2 și 8. Am zis eu, peste 8 milioane. Iată cât de-o dată. 8.288.608. Deci 8.288.608. Față de răspunsul tău? De cu 7 milioane și... 7 milioane... 100 și ceva de mii mai mare. 100 și ceva de mii, chiar 200 de mii sau 300 de mii. Că am și 288 aici. Nu, cu 200 și ceva de mii. 200 și ceva de mii. Deci iată care e povestea. Dar ne-am cramponat aici. Eu nu știu. Uite cum a venit acum întrebarea asta. Când eram eu de pe clasa a doua, a doua sau a treia, când am învățat pe anumțirii, foarte mulți colegi de-a mei greșeau. Că nu țineau cont de chestia asta. Învățătoarea așa mi-a spus. Cu cifra cu care îi mulțești, sub ea încep construcția. 6, 8, 4, 8. Nu țineau cont. Deci nu țineau cont și le amestecau cifrele mai în stânga, mai în dreapta și nu scriau ordonat și așa totdeauna un rezultat greșit. Eu am fost foarte atent și am zis, băi, să fac ochii mari, căci că așa e foarte bine. Dar n-am știut din ce motiv. Vrei să aflăm acum seara asta, să vedem de ce sub cifra aceea. Băi, ce interesant este. Ai văzut? Dar hai să ne întoarcem aici. Deci, dacă făceai 2 la 23, făcea 8 milioane și ceva.
Mai făcea un 2 la 22, cred că făcea un 4 milioane, că e jumătatea, ca și mai împărțit la 2. Și le adunau numerele acelea și dădeau un număr foarte mare. Și pe urmă făcea și 2 la 21 și pe urmă facem împărțirea aceea. Vezi ce înseamnă lucru cu puteri? Și șmecherii tare de tot. Deci te uiți repede care... Așa mai trebuie să născ 2022 de 22 de ori. 2 ori 22 de ori. Păi, stăteam o oră întreagă. Să înmulțiești 2 ori 2. Deci vezi, lucru cu putere este spectaculos. Deci te uiți la cel mai mic, pe cei mai mari scrii cu ajutorul lui și scoți factor comun. Cine e comun tuturor, ai scos așa, și iată, să-ți faci această simplificare și rapidă calcul. 6-3-2. Cel care s-a făcut cu, în genul tău, nu termină într-o oră să fac asta, nu. Deci, apucă, muncește acolo și zic, am făcut cum trebuie, am muncit. Eu mi-au dat niște numere mari. Ai și greșit foarte tare. Deci ai șansă să greșești 70 de ori. Nu vei ajunge niciodată la rezultatul ăsta. Și îți consumă timp cât cuprinde. Deci, lucru cu puteri este nemaipomenit, să știi proprietățile acelea. Da? Deci ne-am uitat și am făcut toată chestia asta. Acum, hai să vedem, să ne ducem să răspundem la întrebarea asta. De ce? De ce trebuie să pun sub exact sub cifra cu care muncesc să fac construcția? Păi, Ștefane, hai să nu ne apucăm de treabă ora. Să vedem, poate găsim un ideal. După aceea pot să vă mai vă foc la un exercițiu de mulții? Cu tot dragul aștept. Dar nu mai să pun eu acolo la punct ideea asta, că și eu la noapte nu pot dormi. La gândul că mi-a venit chestia asta. Cine a visat? Cum a visat? Eu spus cu cifra care mulțesc. Și de aceea o să zicem așa. Știi tu cum se zice 237 desfășurat? Cum se scrie 2 plus 7? 2 plus 3 plus 7. Nu. 200. A, da, 200. Plus 30. Plus 7. Asta înseamnă desfășurate. Sau, să mai zice, 2 ori 100 plus 3 ori 10 și plus 7. Îmi dăzuie, vă rog, la sfârșit la bani un pic? Te rog. Deci 237 înseamnă 200 plus 30 plus 7. Deci asta este, așa se scrie un număr desfășurat. Cum să reușim noi să facem chestia asta? Deci, să zicem, 5 ori 237.